permanent se poartă dialog, da? Și mâine, încercări. Mâine va fi unde? Deci în de funcție dialog. De dialogul purtat, nu pot să vă deci spun. Astăzi aici. Nu da. Aveți, până nu, la ora asta nu, exact, vorbim, da. Încă nicio informație, nu. Clar, nu. E grevă și nu se ține examenele. Da. Deci, deci ceea ce... Astăzi de a, da, astăzi, joi. Exact. Iar ultima întrebare... Și numai puțin să subliniez, dați-mi voie. Mai păstrez undeva. Vreau să subliniez în felul următor, să mă adresez colegilor, da, să mă adresez colegilor. Este vorba de participarea la examen. Deci dacă participă, că vor fi și spărgători de grevă, înseamnă că acei oameni care merg la examen au tot ce le trebuie, au venit în învățământ ca să aibă numai o completare a veniturilor pe care le-au dar în afară. Dar stați că acum creați deci, un pic de haos, dar nu vă supărați. Păi dacă spuneți că e posibil să fie spărgător de grevă, da. Să meargă la examen, elevii ce să mai creadă? Să se ducă la examen? Pentru că școlile spun să meargă la examen, nu, nu. Să nu meargă. Domnul Berard, școlile că merg spărgători de grevă și poate voi da așa, păi zic, voi avea să-ți dau examen. Da, eu zic, ați mai pățit-o? Poate vor fi. Păi am avut, normal. S-au prezentat elevi? Păi dar nu. De la grevă nu se prezintă. Dar s-au prezentat, nu. Asta vreau, că noi scriem, domne, nu se face, nu se trebuie, da. Deci noi informăm. Legea spune, cu 48 de ore înainte... Obligatoriu să scrii grevă, exact ce am citit. Avem atenționare, da, exact. Deci noi ne conformăm legii. De ce? Pentru că patronatul poate să vină să spune, comunitate cu legea, noi declarăm ca fiind ilegală legea și atunci se suspendă. Și vedem de ce este ilegală, răspund cei care au declarat, mă rog, sau de ce ne-ai suspendat-o, dacă ne-ai suspendat-o, patronatul. Deci... Din păcate s-a întâmplat ceva cu ultimul telespectator care a sunat, ne-a blocat telefonul, rugăm pe cineva dacă dorește să-și exprime o ultimă opinie în legătură cu acest subiect fierbinte, reducerea cu 25% a veniturilor din... învățământ și greva generală, ce fac elevii, ați da, auzit vreau ce să vă fac, spun așa. Dar elevii vor rămâne acasă până în 11. Deci, nu până în 11. Deci maxim. Când se spune, dar e posibil să fie greva doar 2-3 zile? Se poate ca mine să se ia o hotărâre din partea Federației și a Ministerului să se facă un compromis, să zicem da, și să accepte câteva din revendicări. Și atunci spunem, domnule, hai nu facem... mai facem grevă. Da. Deci e posibil sigur, și asta. Sigur. Și atunci deci vă întreb, dacă totuși rămâneți la grevă, la grevă, acum la momentul ăsta decizia luată că se va ține greva. Ce trebuie să știe cadrele didactice? Îi chemați cu toții la București să meargă? Sau cine vrea să participe, poate veni și cu ce să va domnul merge. Berard, ce să... Greva generală va avea loc se va la locul de muncă. Da. Și asta vreau să vă spun. Nu se vor prezenta la... Dați-mi voi să subliniez că trece timpul și vreau să spun o chestie foarte importantă. Se spune așa, în momentul în care s-a vehiculat ideea a venit telefonul? Că... Bun, păstrați-vă ideea, vă rog. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Domnul Berariu. Cine sunteți? Vreau să... Ioana Vlas. Ioana Vlas? Da, și vreau să... Ioana Vlas, da? Da. Vă ascult, doamna Vlas. Vreau să vă spun și eu ceva. Vă rog. L-ați întrebat pe domnul mai înainte, care e deviza dumnealui? Așa, o deviză unitară. Acum să vă spun și eu pe mine. Deviza mea și a tuturor cadrelor didactice, fie că sunt pensionat, fie că sunt în... Activitate, așa, mulțumesc. Deviza mea este jos guvernul. Jos cu hoții și bandiții care au furat țara și care ne-au lăsat pe noi năcăjeți. Și să aibă de plătit copiii, nepoții noștri, 10 miliarde de euro. Jos cu ei, domnul Berariu, nu mai merită să fie în fața țării și să ei care nu dau exemplu la cei de jos, ei să-și taie întâi salariile, ei să-și taie întâi pensiile, nu pensiile de 300 și nu știu câte de milioane de lei, salariile de sute de mii de euro și taie de la cine? De la cei năcăjâți, de la profesori care niciodată nu pot uni și niciodată pe ei și bine să nu știu, să-i strâng de gât. Nici ei nu se unesc. Toate poporile astea să știu unii la nevoie și să-i sară tot în drum. Și elevii la fel. Să facă bine să solidarizeze cu profesorii, cu cei care le-au pus creionul în mână și care i-au învățat carte. Ce ați predat, stimată doamnă? Ce ați predat? Eu sunt pensionară, domnul Berariu. Ați predat în învățământ? Am predat ce? 40 de ani, domnul Ce ați predat, doamnă? Învățătoare am fost. Ați fost învățătoare. Știu ce înseamnă știți să ce pui înseamnă. Creionul în mână la un copil, să stai aplecat până eu sunt de bolnavă cu coloana vertebrală. Nu mai pot acum când să mai înduc viața și cât de cât un pic mai bine. Și când am ajuns eu la pensie, să-mi taie și pensiunea ca cea care mi-a dat-o. Nu li rușine, porci ordinar, domnul Berariu, nu mai îmi pasă că... Îmi pare rău, iată că un cadru didactic, da, a ajuns la capătul răbdării, dar eu menesc. Am ajuns la capătul puterilor, nu a răbdării, medicamentele scumpe. La doctor, dacă te duci, trebuie să le bagi în buzunar. Și ei sunt năcăjiți, și ei trebuie să se răghișe, că și ăștia sunt proști. Dar nu mai poți veri nicăieri fără bani în buzunar.
Acum am lucrat o viață. Să mă te rog eu la unul și la altul, fă bine primește-mă, fă bine dă de pomadă, așa m-a ajuns să mă umilească toți, să mă cercească toți, când jumătate din biserica asta mi-au fost elevi. Aveți dreptate. Și să iasă acolo, cine mă aude? Să facă bine, că mă știe toată lumea. N-am avut un copil repetent, domnul Berar, la mine a fost clasă de elită. Unde? La ce școală? Doamna Ioana. Nu mă mai spun pe chisela ca să nu iasă mai departe cine știe ce. Nu mai suntem în comunism. Da. Și să iasă, să fie solidar cu profesorii și să nu uite că toți la ei ajung, nu la cei de sus care promit și care spun să spune și să nu faceți. Va să ducă, să fie solidar cu ei, cu cei care învață și care... Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! O seară bună vă urăm! Acesta a fost ultimul telefon. Iar dumneavoastră întrebarea de final, capitale. Nu vă este frică, știu, dar se termină emisiunea în 2 minute. Nu vă este frică, domnule secretar al unei uniuni județene, a sindicatelor din învățământ, libere din învățământ, îmi place particula asta, libere, că există riscul de a fi catalogați, dumneavoastră, cei care ați hotărât, iată, să meargă în grevă, dacă greva se va duce până în 11, că datorită dumneavoastră, ei v-au ascultat și vor pierde și banii pentru cele 11 zile, pe lângă reducerea de 25%. Deci ceea ce nu ați înțeles dumneavoastră... Asta vă întreb acum. Da, și să vă explic atunci. Vreau să vă subliniez că legea nu-mi permite să iau eu o hotărâre de a intra colegii mei în grevă. Legea spune în felul meu, eu sunt reprezentantul colegilor și le reprezint interesele, domnul Berar. Deci în situația în care colegii mei spun, domnule, eu nu am asta, conform legislației, ce măsuri luăm? Asta. Și atunci eu îi reprezint. Pe dânsii. Deci nu pot să spun, domnule, mergeți în grevă până în 11, pentru că spune în felul următor, m-ai dus în grevă până în, deci 11 zile, asta nici e. Nu am luat nimic, mi se ia și 25% și atunci mocene, ce faci? Ia deci clar, nu se vor plăti cele 11 zile, dacă se vor da, legea spune în felul următor. Pe perioada grevei nu se plătește. Da, se încetează contractul individual de muncă, fapt pentru care, vă mai spun și altceva, că se vehiculează următoarea idee. Zice, vor veni alții, da? În școală, să zic, țin la școală la noi examen și vor veni alții să înlocuiască. Legea spune, la articolul 53, zice, conducerea unității nu poate încadra salariați care să înlocuiască pe cei aflați în grevă. Adică pentru veni, cât? Adică zice, haosul cât poate continua? Pe cât sunt grevă? Ce zice tot legea? Păi dacă greva e nelimitată pe un an, blocăm... Sistemul? Dar au fost situații în Franța, luați Germania, au fost blocare, da. Foarte clar. Bine, deci la asta noi, spune legea. Da. Deci nu poate să vină pensionarii să înlocuiască. Dacă mai am un minut sau dacă nu să închem aici? Nu mai avem niciun minut, din păcate, asta este. Niciodată nu e destul timp, dar oricum am atins destule puncte, credeți-mă, mult mai multe decât ne-am propus și sper că m-ați iertat că v-am pus întrebări atât de dese, tocmai pentru a atinge puncte cât mai diverse. Că dacă vă lăsam, făceați monolog și credeți-mă, nu era bine. Domnul Berar, apropo cu iertatul, el de sus ne iartă, pe care vrea. Noi, da, dar nu cred că noi suntem de iertat, ci alții ar trebui să fie iertați dacă vor fi vreodată. Pentru că e gravă situația în țară. Vă mulțumesc încă o dată, stimați telespectatori. Încă o dată scuze tuturor celor care au așteptat o anchetă legată de un caz cu iz penal, o anchetă care este în desfășurare de postul nostru de televiziune, va fi până la urmă difuzată acea emisiune, vă vom aminti din timp prin acel crawl, partea de jos a ecranului, atunci când vom difuza, după ce vom avea toate părțile implicate și procesele care se află pe rol, își încep să își spună până la urmă câteva din acuzații, nu se leagă. E un caz foarte complicat, nu vă pot spune mai mult decât atât că emisiunea va fi și vă voi anunța din timp. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, le urez tuturor celor care merg la grevă, dar mai ales celor care sunt de vină pentru această grevă, să se gândească bine și să nu ducă țara asta într-un haos mai mare decât l-au creat, acum doar din vorbe. Sper ca până luni să lumineze cineva, chiar și Dumnezeu, dacă doar în El mai trebuie să avem încredere. Deocamdată cred că mai sunt în România oameni capabili, oameni deștepți, oameni care sunt cu capul pe umeri. Eu cred că nu va fi cazul să apelăm doar la instituția divină. Urmăriți ASTV, asta e televiziunea ta.